Salutare tuturor, eu sunt Tuții și am revenit cu încă un episod din seria de CSGO 1 la 1. Oprește, oprește că m-a scos ea. Mai trezi din somn. Salutare tuturor, eu sunt Tuții și am revenit cu încă un episod de CSGO din seria de 1 vs 1. Suntem alături de Mirel. Salut, salut! Nu uitați să dați un like, share, subscribe. Și un follow la Ion Silvian pe Instagram. Hai să rupem butonul ăla de like, că-l batem pe Mirel. Am început bine prima rundă. Băi, hai că am reușit să ne jucăm aici, nebun. Ce mai contează acum? Ca să înțelegeți, noi ne chinuim să jucăm de 3 zile sau 4? Cam așa, 3-4 zile pe acolo. Da, îi dădea eroare în fiecare zi, easy anticitul. Și azi cumva l-a scos de câteva ori, am încercat să dau câteva try-uri la intro și îl scotea, dispărea așa. Îl făcea fade view în neant. Au. Oricum se vede că te joci de atâți ani. Am 1600 de ore în joc. Și aici pe unul? Se poate? Cred că poți mai bine de atât. Cred că poți să mai ai măcar o rundă. Nu contează dacă joci bine sau mai slăbuți. Contează să joci. Important e să încerci, să vezi la alții cum se joacă și să vrei și tu să joci la fel. Exact ca Mirel. Cum? Cum? Hai că mai e o rundă, da. Tot respectul, a reușit să-mi scoată dinții. Mai că am lăsat aici așa pe sine. Nu. Iar am încercat, pe bune, nu mă las niciodată, gen. Scade calitatea clipului și a streamerului, gen. Dacă mă las. Uite, pe mine m-a învățat un tovarăș și asta am învățat prost. Gen, dau cu Q să resetez recoil-ul. Și când mă simt, nu știu, simt așa că zboară glonțul prost, dau câte un Q. De asta, nu știu dacă ai observat, între glonțe mai dau Q. Am bătut în aer, uitați cum a leșinat. Uitați cum a leșinat. Hai încă două runde vreau să-mi iei. Băi, am ratat. Băi, am ratat. N-am. Uite, acum e 13-2 pentru tine. 14-2 pentru tine. N-am ce să-ți fac. 300-400 de ore nu se compară cu 1200. Fii atent, dacă vrei să crești rapid, trebuie să stai pe hatchatonic. Sau pe respawn-uri. Nu, eu de obicei... Mă joc face-it și bag 100 de abuz, cam așa, după aia mă joc 2-3 meciuri și închid calculatorul. Asta a fost prima hartă, revenim cu harta 2. Ce? Păi dă sonor. Am revenit cu harta 2. Suntem pe redline. Mirel în pauza competițională a spus că are mai mult noroc pe AK-uri. Haideți să vedem dacă reușește să ia mai multe runde. Ce? Știi că în altă parte n-aveai cum să ieși, nu? Știu. Haideți, încercăm un 16-0. Încercăm.
Ma. Cred că șterg joc, îi dau delete. Nu-i da, nu-i da. Ma, mi-a luat runda. Am stricat 16-0. Gândește-te că și eu, gen, crezi că eu am ajuns bun așa, am dat pe cam peste 200 de arene de-astea în spate. Dar știi de ce am luat runda? Că ți-am copiat ținta. N-are nicio treabă, ținta mea e ținta mea. Joc cu ținta asta cred că de 4-5 ani. Mi-am făcut o custom agent. Parcă văd mai bine așa cu ea. E punctul ăla în mijloc care te ajută, părerea mea. Uți și picurile. Dar nici nu te-am auzit când te-ai mișcat. Oare depășesc limita asta de două runde? Eu zic că da, deja mai ai câteva runde de jucat. Îi schimb al meu armele. Am zis că te păcălesc cu ceva, dar m-am încurcat eu în taste. Îi dai cu M4. Fii atent, încearcă să stai în spate la cutie și să tragi numai pe cap-tapuri. Iarăși vii pe sus că nu te aud? A, nu. Vezi? Trage numai pe cap. Asta e ideea la arena, să tragi pe cap. Mă, cum? Magie. Nici n-am văzut de unde m-ai luat. Eram pe cutia aia roșie, roz. Ce culoare o fi. Așa, trage pe cap, bravo. Mă, că știu unde ești. Mișcă-te de pe cutie. Nu te mai băga după aia rost, că n-ai ce să cauți acolo. După te baci mai rău, dacă te baci după ea. Băi, ai 10 HP, mă, pe bune. A, și la sfârșit dau cap, nu? Mi-ai dat cap prin cutie sau ceva, nu știu ce ai făcut, dar mi-ai dat cap. Că nu închid jocul iarăși. Revenim cu harta 3. Am revenit cu mapa 3. Suntem pe polare. Din păcate pentru Mirel, e prima dată când joacă pe harta asta. Eu îmi doresc nespus să-i dau un 16-0. Să vedem dacă vom și reuși. Dar simt așa cum vreau să mă distrez cu no-scope-uri, cu d-astea. Nu, m-am blocat. Quick scope. Luăm polarul să-i facem un ciudă călbat cu polarul lui. Nu sta cu spatele la mine. Ai văzut? Te-am așteptat să pui scope-ul, nu oricum. Nu știu de ce, dar la cantări, la cantări te dă pe, cu spatele. M-a bătut, bă, nu se poate. 16-1 poate, cine știe. Acum nici nu mai are rost să mă chinui pentru 16-0 ăla. Ți-am dat hit? Da, e doar piciorul și. M-ai lovit la degețel, nu minte. Hei! Te-am văzut. Nu! Picioruși! Cam nou scop. Eu n-am apucat să scot scop. Vreau și eu să dau un scop. Nu, m-a văzut. Fii atent. Te învăț o chestie. Nu mai da pic crouch.
Nu știu, eu cu orice armă m-am obișnuit să joc așa. Bine, e greșit, fii atent. Deci și eu fac, eu și eu făceam și încă mai fac din când în când aceeași prostie. Încearcă să te eu duci. Eu mi s-a obișnuit degetul mic să-l țin pe, cât, pe control și de-aia. Asta zic, nu mai ține, doar în momentul în care te pregătești să tragi, atunci și eu apasă pe control. Mam! Mi-a dudui creierii la faza asta. Încearcă când, cum să zic, ca să tragi mai bine când oprești picul, de cu shift sau cu ctrl, dar doar când oprești picul. Te ajută enorm chestia asta. Că ai văzut când merge ai viteză și ctrl-ul sau shift-ul folosești ca să oprești picul ăla să se focuseze ținta. Da, da, da. Eu am văzut ceva acolo jos, dar nu știu ce văzusem. Am crezut că e căputul. Nicky Picky like. Nu. Acolo îmi vedeai capul. Nu ți l-am văzut. Păi eu îl vedeam pe al tău. Ce rezoluție joci? 4x3. A, rezoluție maximă de la 4x3. 1280 cu aia, nu? Cred că aia. Stai că... S-a dat hit? S-a dat hit? Mi-ai dat-o mie. Am făcut pică, cum ai zis. Uite, iarăși te-ai pus în crouch. Nu, mamă! M-ai lovit. Am făcut ținta prea mult. Unde ești? Hai că nu știu. Ah. Hai cuțite. Ah. Mamă, eu nu le-am cu astea cu lamele. Al meu, a scos polarul, te-am văzut. Haide. Ah. Mamă, hai dat... Dragonlor. Da, da. Dragonlor din Vaslui. Ce d-astea, Dragonlor din Vaslui? Băi, nu te lua de skin-ul meu, da? E primul meu skin cumpărat din banii mei. Am înțeles. Deci l-am de când m-am apucat de CS, a fost primul meu skin cumpărat. Eu cred că aproape jumătate de an am jucat cu el și nu știam că am tag pe el și se numește Dragon lor. Ca să înțelegi. Mă, tot blochez în acoperișul. Mă, unde? Unde ești, Mirel? Nu știu. Ah! Mă, tu mai ai la mișto? Am ratat de 3 ori. Tu tot nu te uitai la mine. Da, nu te-am auzit. Cum să, bă? Eram lângă tine. Cu ce volum joci? Era doar și eu seama, după. Opa. Hai. Mă, iar te ascunzi. Ah. Aha. Bă, mi-a dat picior. Nu, hai, nu, doamne. Nu. A, păi mi-ai dat picior, hai. Mi-a dat lamă, păi. Să știi că așa se face în Face It, îi dai hit cu pistolul și după aia îi dai la un. Vin după tine. Hai la un. Ah, nu! Nu că mi-ai dat la... Mam. Așa vă iau și eu oriunde. Gata. Nu mă mai distrez. Erau prea multe runde deja. Pa. Am simțit dezamăgirea. Te-am văzut. Te-am nimerit. Acum vrei lamă? Au, nu mai vrei lamă. Aia și... M-am obișnuit să fac pic cu controlul și las-o așa. Cum te înveți, te și dezveți.
Bă, i-am dat, bă. L-am așteptat, i-am făcut poze, i-am alea, am făcut ședință foto. M-a luat, l-am văzut, i-am văzut, gata. Ești mort. Mă joc cu dragonul. Am făcut schimb de baze, nu? Da. Respect Mirel pentru că a jucat cu noi. Eu am fost toții, el a fost Mirel. Cer un subscribe și un follow la Ion Silvian pe Instagram. V-am pupat!